SUA amenință Venezuela. Americanii nu vor recunoaște rezultatele alegerilor prezidențiale de duminică. Guvernul de la Washington susține că Nicolas Maduro a câștigat un nou mandat prin metode ilicite. Americanii îl acuză pe liderul de la Caracas că ar fi dictator. SUA vrea să ia măsuri împotriva politicienilor care l-ar fi ajutat pe liderul Venezuelei să preia din nou frâiele puterii. Luăm în considerare să extindem în domeniul petrolier sancțiunile împotriva regimului de la Caracas. Sunt vizați doar anumiți oficiali. Nu dorim să facem rău țării într-un fel care ar fi greu de remediat după restabilirea democrației, a declarat adjunctul secretarului de stat american. SUA susține partidul de opoziție din Venezuela, care a încercat să boicoteze alegerile. În scurt timp, liderul de la Caracas a reacționat. Puțin îmi pasă că sunt calificați drept dictator. Nu contează că ei nu recunosc, președintele Venezuelei este ales de popor, nu de Donald Trump, a declarat șeful statului. Potrivit The Guardian, un activist din Venezuela a susținut că sistemul de votare a fost făcut în favoarea lui Nicolas Maduro și nu ar fi avut șanse să câștige nimeni altcineva. Paraguay și-a mutat azi ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim. Este a treia ambasadă care se deschide în decurs de o săptămână la Ierusalim. Sunt momente extraordinare și vor veni încă multe altele, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe israelian. La inaugurarea instituției diplomatice a participat și Horacio Cartes, președintele Paraguayului. După ceremonie, șeful statului a mers la reședința premierului israelian Benjamin Netanyahu pentru o întâlnire oficială. Săptămâna trecută, șeful diplomației paraguayene a anunțat că decizia de a reloca ambasada nu are nicio legătură cu faptul că alte guverne au făcut același lucru. Potrivit oficialului, Horacio Cartes a hotărât în 2016 să mute instituția după o călătorie în Israel. Germania vrea să salveze acordul nuclear cu Iranul. Ministrul de Externe a făcut un apel către toate statele semnatare și le-a cerut să nu se retragă din tratat dacă vor să evite un război iminent. Abandonarea acordului înseamnă intrarea într-un viitor cu totul incert în ce privește problema armelor nucleare în Iran. Nu este vorba de fapt despre Iran, este vorba despre interesele germane de securitate, dar și despre cele europene, a declarat ministrul german de Externe pentru un ziar local. La rândul lor, Franța și Marea Britanie au anunțat că depun eforturi pentru a păstra acordul nuclear după ce președintele Donald Trump a retras SUA din această înțelegere. Au fost prinși cu droguri în valoare de 90,8 milioane de dolari. Doi șoferi din SUA au ascuns în rezervorul camionului lor peste 450 de litri de metamfetamină, o substanță psihostimulentă. Cei doi bărbați au fost depistați de polițiști la un control de rutină. Potrivit Fox News, Raul Areola, în vârstă de 48 de ani din California, și Achileo Pineda, în vârstă de 49 de ani din Georgia, au fost reținuți pentru trei capete de acuzare legate de traficul de droguri. Autoritățile au stabilit în acest caz o cauțiune în valoare de 3 milioane de dolari. Anglia lansează prima strategie de apărare spațială a țării. Guvernul a anunțat că vrea să dezvolte tehnologia militară și să angajeze sute de soldați în sectorul aerian al armatei. Marea Britanie trebuie să fie pregătită să contracareze amenințările în creștere venite din spațiu. În cadrul acestei strategii, personalul din sectorul apărării spațiale va crește cu o cincime în următorii 5 ani, la finalul cărora va trece de 600 de oameni, iar comanda și controlul operațiunilor militare spațiale vor fi asumate de comandamentul forțelor aeriene, a declarat ministrul britanic al apărării. Oficialul a subliniat că Marea Britanie va dezvolta industria de apărare spațială astfel încât țara să se poată apăra de amenințări precum bruierea sistemelor de navigație folosite de armată și a sateliților civili. Donald Trump a comis o gafă de proporții. A scris greșit numele soției lui într-un mesaj de mulțumire postat pe Twitter. Liderul de la Casa Albă a vrut să își exprime recunoștința față de americanii care au susținut-o pe prima doamnă când aceasta a fost internată în spital. Însă, în loc să scrie Melania, Donald Trump a tastat Melanie, corespondentul englezesc al numelui. Este minunat să o avem din nou la Casa Albă pe incredibila noastră primă doamnă. Melanie se simte foarte bine. Mulțumim pentru toate rugăciunile și mesajele de bine, a scris președintele american pe Twitter. Internauții au sesizat imediat greșeala și l-au taxat pe liderul de la Casa Albă. Minunat, spune-ne mai multe despre această Melanie, a fost unul din mesajele postate pe rețeaua de socializare. În scurt timp, Donald Trump a corectat gafa. Melania Trump, în vârstă de 48 de ani, a suferit săptămâna trecută o intervenție chirurgicală la rinichi.